Miercuri 11 mai, autoritățile locale au inaugurat artera Roman-Est, ocolitoarea care face legătura cu județul Vaslui, traversează drumul județean spre Luțca și iese pe strada Plopilor în E85 la intersecția de la Dedeman. Două firme au lucrat la această investiție care a fost finalizată în 6 ani, dar rezolvă problema traficului greu care nu mai traversează orașul și nu mai afectează locuințele romașcanilor. Artera Roman-Est a fost construită pe o distanță de 6,4 km. Lucrarea a fost începută în 2010 și au durat 3 ani pentru a finaliza mai puțin de jumătate din ea. O lucrare care însumează 6400 de metri, care s-a construit în aproape 6 ani de zile. Prima etapă a început în 2010 și a ținut până în 2013. A avut un cost de circa 2.400.000 de lei pe o lungime de 1700 de metri liniari și ține de la strada Cucutei din Bogdan Dragoș până la intersecția cu drumul județean și a fost construită de societatea Darcons SRL. Restul lucrării de aproape 4700 de metri liniari a costat încă aproape 6 milioane de lei și a fost executată de firma Imrom din Roman tot pe o perioadă de 3 ani. De marți seară, traficul greu din oraș cu tot ceea ce vine dinspre Vaslui se desfășoară pe această arteră și nu pe Mihai Viteazu, unde locuitorii reclamau prejudiciile locuințelor aduse de mașinile de mare tonaj. A doua etapă ține de la intersecția cu drumul județean, făcând stânga pe acest segment de arteră pe care ne aflăm, are o lungime de circa 4700 de metri liniari. A costat în total această investiție 8.331.000, o investiție importantă pentru Roman, pentru că practic scoate traficul greu în afara orașului. De altfel, de aseară a început traficul greu să se desfășoare pe această arteră și tot de aseară s-a oprit traficul greu pe strada Mihai Viteazu, ceea ce e un lucru foarte important, mai ales în zona caselor, acolo unde oamenii aveau probleme cu trepidații de transmisie de traficul greu. Artera Roman-Est pleacă practic din cartierul Bogdan Dragoș, traversează drumul județean spre Luțca și iese la intersecția cu E85 la Dedeman, pe traseul pe care vor circula mașinile de transport gunoi din toată zona Romanului. Important, așa cum spuneam, pe lângă acest element important de trafic greu care este scos din oraș, mai are un rol strategic și anume faptul că toate mașinile de gunoi, care vor aduce gunoiul menajer atât din oraș cât și din comunele învecinate, atât de pe relația Roman-Suceava-Iași, cât și de pe relația Roman-Vaslui, ar fi trebuit să treacă cu gunoiul prin centrul orașului. După cum vedeți, aici ne aflăm și lângă stația de colectare, selecție și transfer a gunoiului menajer. O investiție importantă, o investiție frumoasă, dar care din păcate stă de 2 ani de zile și așteaptă. Investiția din ultimii 6 ani permite și scurtarea traseului pentru mașinile care vin dinspre Vaslui și vor să ajungă la Iași sau Suceava sau invers. În același timp, cu această inaugurare va demara lucrarea de modernizare a străzii Mihai Viteazu, folosită până acum pentru accesul mașinilor de mare tonaj. Considerăm că este o investiție foarte importantă a Romanului, a romașcanilor, a administrației publice locale, și ne dorim ca ea, în timpul cel mai scurt, să-și demonstreze prin monitorizarea traficului și utilitatea. Spuneam că de aseară, de altfel, a început traficul greu pe această arteră și traficul greu s-a oprit pe strada Mihai Viteazu, o stradă care săptămâna viitoare va intra și ea în această activitate de asfaltare în totalitate, ca și străzile Islazului și Primăverii. La intersecția E85 cu strada Plopilor, ce face parte practic acum din artera Roman-Est, se va amenaja un sens giratoriu pentru care proiectul este finalizat și doi constructori s-au calificat pentru execuție. Vrem să completăm această lucrare cu sensul giratoriu din proximitatea lui Dedeman, poarta nord a orașului. Proiectul este finalizat, lucrarea este scoasă în licitație. Avem deja doi constructori care s-au calificat. Licitația se face prin procedură electronică.
Așteptăm rezultatul acestei licitații pe care cred că îl vom avea până la sfârșitul lunii mai. Am început și achiziția unor terenuri necesare construirii sensului giratoriu, în sensul în care Dedeman ne-a donat o parte de teren necesară, Arte Toscana ne-a donat o parte de teren necesară, Primăria Cordun ne-a cedat spre folosință o parte de teren necesară. Mai avem de la un privat, Dedemanul achiziționând de la acel privat acel teren și urmând probabil săptămâna viitoare să ne-l doneze și pe acela. Mai este în discuție terenul de la Petrom, pentru care până la sfârșitul lunii mai se speră să se intre în posesie, astfel încât obiectivul să fie construit în totalitate pe terenurile aparținând primăriei Roman. Că nu vorbim doar de, ca și la Poarta Sud, doar de o pastilă, de un sens giratoriu pur și simplu. Vorbim de o serie de amenajări, de lărgire a benzilor, de crearea unor benzi noi de preselecție, de crearea unor bretele de acces sau de ieșire din sensul giratoriu. Este de asemenea o lucrare strategică importantă pe care sperăm până la sfârșitul acestui an să o finalizăm și astfel Poarta Sud și Poarta Nord să asigure intrările și ieșirile din oraș. Pe lângă toate acestea, administrația locală așteaptă și demararea lucrării de modernizare a sensului giratoriu de la Luțca, acolo unde, în parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, să se construiască un monument cu semnificație pentru Urbea Mușatină.